Noi explozii în Crimea în această dimineață ucrainene au atacat cu o dronă camicaze sediul flotei ruse la Marea Neagră din Sevastopol. După cum se poate observa în imaginile surprinse de localnici, drona a zburat la altitudine mică înainte de a bombarda acoperișul sediului flotei rusești. Guvernatorul regiunii a anunțat pe contul său de Telegram că nu s-au înregistrat victime în urma acestui atac. Chiar și așa însă autoritățile ruse din Sevastopol le-au cerut locuitorilor să nu-și părăsească locuințele timp de o oră după acest incident.